Dragii mei, pe când veneam spre casă, mi s-a strâns sufletul când am văzut pe orbul acela. Orb. Să ai ochi și să nu vezi. Uite, să nu vezi frumusețea asta de mac, culoarea ei sângerie. Greu lucru. Și când te gândești că au fost unii care s-au născut fără să vadă nimic. Și m-am gândit să vă spun o întâmplare adevărată petrecută de mult prin 1810. Ceea ce vă spun este o întâmplare absolut adevărată petrecută cu un băiețaș mititel de numai 3 ani. Numele lui nu era un nume românesc, e un nume franțuzesc, pentru că lucrurile se petrec în Franța, într-un sătuc. Numele lui era Louis. Numele de fată e Luiza, dar numele de băiat e doar Louis. Și băiatul acesta, tatăsul era curelar, îl chema nenea Simon. Avea un cal de lemn, așa un fel de bancă cu o menghină în fața lui, unde punea cureaua și acolo cu sula, uite aici, cu sula o găurea, tăia cu cuțitul și făcea hamuri, făcea brâie, chimire, toate minunățile. Și băiatul când se uita la tatăsul spunea, tii, când am să fiu și eu mare, curelar mă fac. Odată, când nu avea decât 3 ani, vă ziceam, tatăsul a ieșit afară la vacă, băiatul s-a suit pe cal și a spus, ia să fac cum face tata, că ce, eu nu pot. A luat cuțitul ăla scuțit de tot și când s-a înfipt odată în piele, pielea groasă, și a vrut să se înfigă mai tare, deodată a căzut și cuțitul, haș, i-a crestat ochiul. Mamă, mamă! Când a venit biata femeie, tasul, sânge, văleu, apă, repede ea, când se uită ochiul crestat. Du la doctor, pune calul la birjă, dă-i, jap, jap. Doctorul, om bun, da, multă știință n-avea. La data aceea se tratau oamenii cu temir ce? Și spune doctorul, nea Simone, pune-i zeamă de tutun. Auzi, zeamă de tutun. După o zi, ochiul umflat, l-au dus din nou la doctor. Ia să încercăm cu arsenic. Astea erau medicamentele de pe atunci. În 2 săptămâni s-a infectat și ochiul celălalt. Și în 3 luni, băiatul era orb de tot. Oh, săracul tată, săraca mamă, ce să facă cu el? Tatăl plângea și într-o zi, când micul lui avea 4 ani, la poartă bate cineva. Se duce afară, părintele, e vreun bai? Nu, era un părinte bun, un preot care iubea oamenii și care se gândea la micul lui, cum l-aduceau părinții la slujbă, de mână, cum nu vedea nimic. Și a spus, băi, nea Simone, m-am gândit ceva pentru băiatul tău. Aș vrea să-l iau cu mine, să-l învăț natura, să-l învăț să asculte cântecul păsărilor, să spună, ia uzi, ce pasăre este asta, să-i povestesc despre toate cele. O, părinte, multe ai îndurat de băiatul meu, care are o minte ascuțită de vrea să știe toate. Ce zici lui? Vii cu mine? Și lui, da, părinte, vin. L-a luat de mână și să vezi cum a fost. L-a învățat păsările, zumzetul albinelor, l-a învățat să descopere după zgomot cum cântă o broscuță, cum se aude apa care curge. Și a povestit lui toate, cum
Dumnezeu a creat lumea, cum le-a făcut toate frumoase. Măi copii, într-o zi pe când lui avea 6 ani și tatăsul dăduse la școală, mergea mintea lui, el nu trebuia să învețe acasă, el prindea din școală în timp ce copiii prindeau muște, el era atent, învăța totul, știa tabla mulțirii deja la 7 ani jumate. Într-o zi, pe când avea 7 ani, bate din nou. Cine-i la poartă? Părintele! Când venea părintele, însemna totdeauna care vești bune. Și spune, nea Simone, m-am gândit la ceva. Uite, aflasem că s-a deschis o școală de orb la Paris și am vorbit cu episcopul. Ce-ar fi dacă am găsit niște fonduri? Să trimitem feciorul la școală să învețe. O, părinte, te-ai îndurat de el, că mintea lui e zbârnă. Și băiatul vrea să fie, de când era mic, sau curelar, sau învățător. Ce te-ai îndurat de el? Micuțul a auzit vorbirea. Noaptea aia n-a mai dormit. Și a doua zi era deja îmbrăcat, cu părul aranjat, așa cu apă, cum știa el, orb, și aștepta să meargă la Paris. Nu e vorba acum, băiete, du-te tu la treaba ta la școală, că n-avem încă niciun răspuns. Și micuțul nu contenea să se roage, Doamne, Doamne, trimite un om bun să pui banii să mă duc la Paris. A trebuit să aștepte până când a împlinit 10 ani. Și la 10 ani, lui i-a spus tata, nenea Simon Brai, așa îl chema, gata, merge la Paris. Au venit banii, avem o sponsorizare, avem bani și de poștalion. Să vezi tu călătoria de acasă, de la țară, cale lungă, de o zi, o noapte și încă o zi, dar să stai acolo în poștalion, să auzi tu lumea cum mișcă, să auzi tu orașul, satul, vânătorii care treceau cu câinii. N-am mai auzit de așa ceva, băiatul. Și în sfârșit, iată-l în Paris. Calul mergea pe cal de râu, nu mai mergea pe țărâna goală. Și a ajuns acolo, tata îi povestea, uite aici e Sena, ia uite și școala. Nu știu dacă știți voi ce e aia Paris. E un oraș mai ceva ca Bucureștiul nostru. Un oraș lustruit, cu case mari, bulevarde largi, cu oameni îmbrăcați, după ultimul răc de talmodei de atunci. Da, școala amărâtă era pe malul râului Sena, era pe malul apei și era vai și amar de ea, plină de grasie, de mucegai. Acolo a găsit și el un pătuc unde să se culce cu alți copii și a început să învețe. Cărțile după care învățau erau, uite așa, niște ceasloave uriașe și nu erau literele scrise. În grosimea cartonului băgau niște litere, niște sârmă de aramă și copilul mergea cu degetul pe literă și a, l, f, a, b. Dar erau ceasloave mari și o propoziție era scrisă pe vreo 2-3 pagini. Nu era ușor. Își amintește lui că în fiecare săptămână mergeau să cunoască orașul. Știi cum? În față mergea un profesor, un învățător și toți erau legați de o funie sau se țineau de o funie. Și văzătorul mergea înainte și spunea, acum trecem pe lângă muzeul cu tare. Și zicea, aha, muzeul. Se țineau de funie și mergeau cu toții așa, ca gâștele în șir, dar legați, ținându-se de o funie. Când lui a împlinit 12 ani, a spus, nu e o treabă bună, cu cartea asta nu facem noi prea multe parale. Și a început el să-și frământe mintea cum să descopere el o scriere, un alfabet pentru orbi. Și pe când încerca el cu triunghiuri, cu cerculețe, nu mergeau, a auzit o vorbire pe la doi profesori, ai auzit capitanul Barbier, capitanul Barbier, ce a făcut Barbier? Și a ciurit urechea. Da? El fiind pe front, acolo n-ai voie să vorbești când e noapte și inamicul țilește cu pușca să te găsească, n-ai voie nici să aprinzi lumina, să citești un mesaj, o poruncă de la
de la statul major, de la general, a luat un carton și cu sula, uite așa, împingând, a făcut niște găurele, niște umflături și soldații citeau umflăturile, că erau câteva cuvinte, nu erau prea multe, atac sau retragere, citeau fără ca să aprindă lampa. Și a spus, asta e, am găsit soluția. A luat și el carton, a luat și el o sulă boantă ca să nu rupă hârtia și a început să apese, uite așa, niște gogoloașe, niște umflături și a inventat la 12 ani un sistem pe care l-a perfectat până la 15 ani. Tu câți ani ai? 10. Păi îți dai seama, ceva mai mare ca tine și mintea lui deja mergea. La 15 ani găsise un fel de alfabet în care umflăturile, doar 6, cum sunt zarurile, 6, 6 umflături, când mai ridicate, când mai coborâte, tot alfabetul, numerele, notele muzicale. Și când le-a dat la profesori, au spus, ce, un copil să ne învețe pe noi, că suntem oameni mari. Ai zis, da, băiete, mai joacă-te, vezi și tu ce faci, dar noi avem treabă serioasă. Dar lui nu s-a lăsat nicio clipă. Nu s-a lăsat intimidat. Și a continuat să-și perfecționeze și când a împlinit el 20 de ani, între timp l-au făcut învățător, când a împlinit 20 de ani, să vezi, a publicat el o carte, l-a ajutat cineva să o scrie frumos, despre alfabetul orbilor. Oh, au luat oamenii, s-au uitat, deșteaptă treabă. Dar au trebuit să mai treacă încă 15 ani până când mărimile Franței, academicienii, să audă că un tânăr a inventat un alfabet cu umflături. Interesant, ia să-l chemăm și elevii lui. Și l-au chemat când avea 35 de ani la Academia Franceză, săracu. Când a ajuns acolo, era deja bolnav de tuberculos. Se îmbolnăvise în casa aia mizeră, în institutul acela pentru orbi. Și săracu dușa, dar copiii, elevii lui, știau tot și au răspuns de nota 10 și au citit pe loc niște scrieri pe alfabetul ăsta. Dar ce nume să-i dai? Cum te cheamă, tinere? Lui Braille, a spus el. Gata, se va numi alfabetul Braille. Și până azi, toată lumea orbilor scrie și citește pe alfabetul acestui băiețel care a învățat, a descoperit scrierea, uite așa, cu sula care l-a împuns pe el, a învățat, a descoperit alfabetul Braille. Dragii mei, sfârșitul. La 43 de ani a murit. A murit din cauza bolii, tuberculoză, mumă, tuberculoză. Și înainte să-l îngroape, au cercetat locurile pe unde e dormitorul lui și au găsit o cutie pe care scria a se arde fără a se deschide. Dar elevii lui, unii mai mijeau puțin, au spus, totuși vrem să vedem ce e. Și au chemat un om, au deschis, ce e aici? Erau tot felul de polițe, de bilete pe care scria, am împrumutat lui Jeannot 3 franci, am împrumutat lui Pierrot 3 franci, am împrumutat profesorului Godet 10 franci, a dat banii săracu, toți banii dădea pentru amărății de orbi. Și nu i-a mai primit înapoi. Și de aceea scria, a se arde fără a se deschide, că nu vrea să știe lumea datoriile altora la el. Dar nu v-am spus sfârșitul. La 100 de ani de la moartea lui Braille, statul francez a spus, mare om a fost lui Braille. Trebuie să-l aducem, să aducem osemintele lui din cimitirul din satul lui, să le aducem în panteonul francez.
Panteonul este locul în care cei mai mari oameni, cei mai mari generali, savanți, oameni politici sunt îngropați. Și au scos cu pompă, cu prâm, 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 cu tobele, cu tatati, tatati, cu surle, cu armată, cu cu focuri de arbă, au adus osemintele, oasele lui Brai și l-au îngropat din nou în Panteonul francez. Și eu am fost acolo, cum Badea Cârțan s-a dus să vadă Roma, m-am dus și eu la Paris și am văzut în Panteon locul unde e îngropat lui Brai. Dar, stați, să învățăm acum lecția, învățătura pe care Sfântul Apostol Pavel a spus-o. Fiți atenți, copii, vă citesc o dată, de două ori și mă ziceți voi. Romani 8, Romani Epistola Sfântului Pavel către creștinii din Roma, Romani 8 cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună, nu separat, să fie orb e rău, dar împreună, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ia, mai zic o dată. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ia, cu mine. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Bravo, copii! Și acum, cu lecția asta învățată, la treabă!